Dacă nu s-a primit să ne întâlnim în direct, am venit și să-mi aplic o mască. Eu vă mulțumesc, Dana, vă mulțumesc, Lavinia din America, Dana din Germania. Chiar așa de tare vroiam să mă întâlnesc cu voi. Soțul îmi zice, te-ai supărat? Zic, nu, dar așa de tare vroiam cu fetele să vorbesc în direct, să discutăm. Și iată am venit că măsculița era pregătită, pregătisem filmulețul, zic, după ce cu fetele mă întâlnim în direct, o să public și această măsculiță care trebuie să o facem în maratonul sărbătorilor. Dar așa este. Mi-aplic o mască, mă relaxez, apoi public filmulețul și mergem înainte. Ce să facem? Așa este viața. Să acceptăm, să primim, să iertăm cu evlavie și cu iubire. Am început un maraton de 4 zile înainte de sărbători. Un maraton de pregătire a tenului. Vă salut, dragii mei, vă salut, dragile mele. Spun și dragii mei înainte de 8 martie, fiindcă suntem la maratonul înainte de 8 martie. Și motivez ca bărbații din comunitatea noastră să distribuie, să dăruie femeilor iubite, mamelor, surorilor, soțiilor, prietenilor acest maraton de pregătire de 8 martie. Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Vă mulțumesc că v-am motivat să începem acest maraton de primăvară. Tenul cere primăvara curățire, cere hidratare, cere înnoire și de aceea am propus această pregătire înainte de sărbători. Dar puteți să faceți această pregătire înainte de orice sărbătoare, de cumătrie, de nuntă, de zi de naștere, de banchet, când voi vreți. Ieri am făcut, prima zi am făcut o curățire, un scrub, dacă vreți. Astăzi este a doua zi care vom face, vom hrăni, care vom hrăni, în care vom hrăni, vom hidrata și renova tenul. Vă iubesc și vă îmbrățișez. Vă aștept și mâine la o altă procedură. Cu drag de voi, la revedere! Pentru măsculița de astăzi avem nevoie de fulgi de ovăz opăriți, o lingură de masă, un gălbenuș de sub găinușă, galben, galben, gălbejor, așa, o lingură de ceai de miere bio, de la albinuțe, le amestecăm, ingredientele bine, bine. Fulgii de ovăz vor fi ca o bază pentru lifting. Gălbenușul va hrăni tenul, că conține lecitină. Mierea are un efect hidratant. 5 picături de suc de lămâie, care redă luminozitate tenului, restabilește pH-ul tenului. Și ulei, orice ulei vegetal, de jojoba, de amigdale, macadame. Eu iau aici uleiul preparat de mine, de coada șoricelului, o linguriță de ceai. O să vă las în descriere cum am preparat și am pregătit uleiul de codița șoricelului. Ca se aplică și în jurul ochilor, timp de 30 de minute. Apoi cu infuzie de mușețel, cu un prosop muiat bine, bine, înlăturăm masca. Apoi aplicăm o cremă respectiv tipului de ten. Eu voi aplica serul cu acid hialuronic de la Academie Scientific de Beauty, care are un efect hidratant și anti-age. Ne vedem mâine, la a treia zi, din proiectul Maratonul înainte de 8 martie.